Trăim într-o lume în care interesul poartă fesul, după cum spune o veche vorbă românească. Atunci când strategii lumii sau cei care manevrează interesele economice ale planetei vor să impună direcții noi de dezvoltare, de fiecare dată apar rupturi între relațiile concrete și cele impuse. Pe scurt, noile politici agricole nu pot fi incorporate în activitățile zilnice ale fermierilor, iar motivele sunt multe și extrem de complexe. Contextul acesta a fost punctul de plecare al unui interviu luat de colegul meu, Ovidiu Ghinea, lui Dimitrie Muscă, un investitor cu greutate în agricultura noastră. Să vedem ce a declarat acest fermier cu opinii ferme, acoperite de experiență și o bună înțelegere a realităților. Să zicem, accept ideea că nu vom mânca greiere și lăcuste și melci de, sau de, de larvă de bălegar. Domnule Ghinea, în schimb, la nivel de Bruxelles, atenție, o spun cu tot simțul de răspundere și cu motivație, la nivel de Bruxelles deja se face presiune împotriva zootehniei românești. Și a Uniunii Europene, am înțeles că s-a început ceva în Olanda, dar aceia au efectivele incomensurabil mult mai mari decât normalul. Au început și la noi, cu toate că mai avem nimic azotehnie, se fac atâtea presiuni, cum v-am spus, au început cu porcul, încep cu vaca. Vom fi foarte puțini cei care vom rezista. Foarte puțin cei care vor rezista, pentru că se pun pe subvenții, se pun pe bunăstare presiuni, se pun pe impozite și așa mai departe, în mod sigur. Cineva are interes, părere personală, cineva are interes să se distrugă zootehnia europeană, nu doar românească, europeană, și după care se va spune, lasă că dacă nu mâncați lăcuste, o să vă dăm noi carne și de porc și de vită și de oaie. Cam asta este mersul, din ce văd eu. Pentru că ne-am trezit dintr-o dată să spunem, gata, nu mai mâncăm porc și mâncăm lăcuste. Dom'le, organismul uman are nevoie de proteină animală. Repet, peste câțiva ani, dacă se merge așa și nu ne trezim, nu România, Europa, dacă nu ne trezim, ducem carne de pe alte continente. Și lapte, și brânzeturi, și de toate.